Ultimele luni ale lui 2022 au fost dificile pentru investitorii de pe piața de criptomonede, însă 2023 începe cu vești bune. Asta spune un analist cu peste 300.000 de, de urmăritori pe Twitter, Credible. El consideră că perioada de acum seamănă cu cea din septembrie 2020, atunci când Bitcoin a avut un salt uriaș de la 9.000 la 60.000 de dolari. Despre această analiză îți spune Alexandru Hobbing cu Părerea mea este că astfel de raliuri nu sunt chiar sustenabile, pentru că pur și simplu piața nu are timp să consolideze nivele serioase de suporturi. Și atunci, eu unul nu aș fi atât de entuziasmat. Într-adevăr, totul arată destul de bearish în momentul de față. Dacă ne uităm pe graficul de daily, observăm lumânările de daily care sunt extrem de, de puternice în favoarea cumpărătorilor, dar totuși cred că uh, nu avem în momentul de față suficientă lichiditate încât să ne permită să facem niște salturi atât de, de mari, pentru că banii încă sunt blocați în fondurile garantate de stat. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem pe grafic în acest moment este cumva o creștere artificială a prețului datorată lipsei de lichiditate dacă înainte exista o putere de manipulare cu ceva mai mulți bani, adică dacă voiai să trimiți, cum s-a întâmplat, dacă vă duceți aminte, când a băgat un Musk un miliard jumate de, de, dolari în Bitcoin, el atunci a crescut de la 30 de mii, dacă mi-aduc bine aminte, la vreo mm -hmm. 40 și un pic de mii, 42 de mii în, Într-o perioadă relativ scurtă. Ei, vreau să zic că fiind lipsă de lichiditate în piață, cu aceiași bani pe care i-ar fi investit Elon Musk uh, atunci în perioada respectivă, probabil ar crește prețul undeva la 200.000 de, de, de dolari uh, al unui Bitcoin. Deci este cumva o, o creștere artificială nesusținută de volume serioase.